Hai să vă arăt și grădinița. Până ajungem la roșii, trebuie să leg ardeiul ăsta. Avem aici ardei gras, bulgăresc. Și ăsta trebuie legat, că uite, de greutate. Are aici una, două păstăi, chiar mai multe. Unu. Și acum piesa de rezistență. Ia caiu și castraveții. Deci, eu i-am semănat sâmbătă și azi e vineri, în mai puțin de o săptămână. Eu am pus câte două semințe, dar văd că undeva a ieșit doar unul. M-am băgat un pic la umbră. Nu mai pot. Foarte cald. Dar am terminat. Mai mi-a rămas vreo 4-5 fire, dar nu le mai pun. Hello, hello, dragilor! Deschidem un nou vlog, tot de la țară, dar nu de dimineață, pentru că îl încep de seara. Vreau să vă arăt ceva întâi, înainte de toate, și după aceea revin. Am aici... Opa! Deci am aici gogoșar. Mi-a dat unchiașul, așa îi zic eu, unchiașul. Mi-a dat niște gogoșar, văd că are și gogoșar în cap. I-am spus că eu am semănat deja gogoșar și castravete în solar. Și el a zis că se face târziu, când îl se mai coace, când se înroșește, când îl mai bagi. Și că e târziu, stai mă, că îți dau eu. Și ia că mi-a dat gogoșar și eu o să-l plantez. Am văzut câteva smochine care au început. Aici una. Au început ușor, ușor să se coacă. Aici iarăși una. Acum nu știu dacă se coc sau sunt doar mănite. Aici iarăși una. Adică sunt mai multe. Aici iarăși. Ele sunt mai multe, dar nu s-au copt. Și ca să fac eu primul testul, hai să vedem dacă într-adevăr asta este coaptă. Stați așa. Și da, e adevărat, începe să se coacă. Ia să vedem cum e, ca să vă fac un pic de poftă. Prima smochină pe 2024 din smochinul ăsta, din curte de la noi. Sper că mai am și pentru fete. Hai că două, trei tot găsesc eu, dar mâine. Acum. Foarte bun. Hai că am ținut camera asta aproape în gură. Așa. Haideți să vă arăt cam ce vreau eu să fac. Dar să vă arăt întâi grădina. Hai să vă arăt și grădinița. Până ajungem la roșii, trebuie să leg ardeiul ăsta. Avem aici ardei gras, bulgăresc. Și ăsta trebuie legat, că uite, de greutate. Are aici una, două păstăi, chiar mai multe. Și aici, cred că de greutate s-a... Așa, ce mai văzut eu? Vă arăt eu și roșiile. Aici, încă unul. Un ardei aici. Încă un ardei, ăsta e gras. Acum începe. Și aici încă unul. Și acum piesa de rezistență. Ia caiu și castraveții. Deci, eu i-am semănat sâmbătă și azi e vineri, în mai puțin de o săptămână. Eu am pus câte două semințe, dar văd că undeva a ieșit doar unul. Așa, aici a ieșit bine. N-am timp de ei acum. Și aici e bine. Și aici. Și aici. Deci, au ieșit. Deci aici o să mă apuc eu de făcut curat, să pot să semăn. Nu să semănă, să planteze gogoșarul ăla pe care vi l-am arătat. Știu că nu mă vedeți, dar mă voi vedea.
Deci până la urmă am reușit. Acum o să mă duc să iau, o să trebuiască să scot și ceapa asta, să vedem dacă e de scos, că văd că are ceva căpățână. Dacă nu, o mai culc. Culcată, căci așa se face. Am reușit să o tai, să curăț locul, mă duc să iau o greblă. Mai am ceva de făcut. Aici am făcut și aici un pic. Mai am, dacă cred că o să bag altceva aici. O să vedeți voi. Mă duc să iau o greblă, că se lasă seara, să pot să curăț locul. După ce îl curăț, dau drumul la picurare, ca să pot să bag furtunul un pic aici, să ud locul. Da, deci cam așa arăt. Sau așa arăți când te apuci de treabă de asta. Agricolă. Cu sudoare așa. Dar asta e. E fain. Așa. Hai cu bună dimineața. De data asta nu de la măsuță de acolo de lângă vie, ci din solar. M-am trezit la 5:30. Pentru că vreau să fac ceva treabă. Cafeluța e cafeluț. Să aveți și voi poftă dacă sunteți la cafeaua de dimineață sau la masă, când vă uitați la acest vlog. Pentru că vreau să mă apuc mai serios de treabă. Adică serios, în sensul că să nu ne apuce căldura. Și acum vreau să întorc camera. Că v-am arătat eu aseară ce v-am arătat, pentru că lucram. La un moment dat s-a întunecat. N-am mai putut să vă mai arăt mai nimic. Nu știu, lăsați-mi și mie în comentarii de ce se încrețește ardeiul ăsta. Sau așa trebuie să facă el. Ardei gras. Ăla trebuie să-l leg. Vreau să vă arăt că am plantat și aici, am pus peste. Ca ziți, uncheașul, că se fac târziu și că... Bă, când se mai fac că ea, mă, ca gogoșari. Așa că se vede. Se văd ăștia care sunt de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cuiburi. Dar eu am pus câte două fire la cuib. Sper că e ok. Așa. O să mă apuc aici, afară, unde am pregătit locul ăsta. Am scos o părticică din ceapa asta, care nu știu dacă se numește ceapă. E ceapă, dar nu e ceapă. Eu nu s-a făcuse. În fin. Și o las să mai tragă locul. L-am udat eu aseară, pentru că o să las aici, de la țărușul ăsta. O să las o potecă, cam până aici, de vreo 80, așa. Și o să fac un rând de gogoșar, o să pun picurare, îi pun folie și uite așa, și continui, țac, 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 țac. Să vedem cât îmi ajunge, 1, 2, nu știu. Acum, între picături, mai lung și noi câte o gură de cafea. Da. Așa, asta e ok. Este. Cred că merge în stânga, dreapta. Să rupem frunzele astea de jos. Noi las eu frunze jos. N-are de ce. Deocamdată. Se zice că își mai face și ea fotosinteza. Să-și facă fotosinteza, domnule, da. Să nu-mi dea mie de lucru prea mult. Aici, ăsta îl picăm. Am terminat astea două rânduri. Ăsta. Rândul ăsta și rândul ăsta. Până la cap am mers cu ambele. Copilite, înfășurate.
pață în continuare. Iarba smulsă de pe jos. Bineînțeles, cafeluța n-avem cum. Îngheață cafeluța aici. Și acum continuăm. Mai avem rândul ăsta. Rândul ăsta. Uite ce frumoasă legătură avem aici. Rândul ăsta cu vinetele. Are niște iarbă aici, dar văd că se smulge ușor, deocamdată. Iarba asta, v-am spus eu, iarba asta rostul ei la câmp, în câmp și la câmp. Așa. Și la câmp. Ok. Asta așa. Așa. Ok, o dată. Asta este lupescu, n-are ce căuta. Știu că e cam e cu flori, dar cred că l-am uitat data trecută și de-aia s-a întins așa. Mă interesează planta, planta, să-i meargă, nu să facă multă bălălău. La roșioare pe ultimul rând. Suntem aici, pe ultimul rând. Așa că... Ismaiule, te mai încurc mult pe aici? Ale așa se zicea când aleargă, a te încura, să nu te gândiți, la, să nu vă gândiți voi la altceva. Așa. Deci până la urmă, mi-am pus mintea cu tot. Am curățat locul ăsta de bălărie, de iarbă, tot ce era pe aici. Pisi ce vrei, dragă, și tu. Așa, aștept pe Viorache, pe vecinul, să-mi caute o freză. Stai cu minte. Să-mi caute o freză, dacă are el. Și-mi trebuie 3-4 robineți. Că am robineți, dar nu-i bună freză, e foarte mare. Să pun acolo 4 rânduri cu folie. Aș pune folie peste tot, numai să nu mai crească iarbă. Și până la urmă... Ia uite-te. Mi-a dat daună, dar... I-am dat și ei. Mi-a dat daună, de-aia am dat și eu ei. Până la urmă am reușit și am ventilat tot porumbul ăsta, frumos. L-am pus și eu, am zis că poate mănânc și eu porumb fier de aici. Sunt mai mult de 20 de fire, cum am crezut eu, dar... Și eu pasta am tăiat-o, dar n-am mai strâns, m-am lăsat-o pe loc să mai pălească. Dar vreau să vă arăt chestia asta, că am lăsat biloane, că aici n-am picurare și nici nu mai pun picurare anul ăsta aici. La anul o să fac altfel. A crescut și un fir de roșie prin porumb. De unde, de neunde, a ieșit un fir de roșie pe aici. Ăsta. Și are și gogone. Da? Și l-am lăsat. Aia e. Dacă natura l-a sădit și l-a crescut aici, l-am lăsat și eu. Până la urmă, i-am dat și lui un pic de aer, l-am săpat, arată foarte bine. Trebuie să iau neapărat o panglică, ceva să leg de o stâlpul ăsta, să leg creanga asta de... Că și umbrește și să o trag un pic creanga asta încoace. Uite ce-i pe mine. Sau așa, ca să mă vedeți mai bine. Uite. Mi-am pus mintea de cu iarba asta. Și ea cu mine. Trebuia să o dovedesc și nu vreau doar să o tund, trebuia să o smul, să o tai de jos.
pentru că rămâne acolo și mie mai greu să fiu sănătos, că la anul nu mai las așa ceva. Chiar dacă usturoi, neusturoi, nu știu, folie, toată parceaua asta și asta, pun folie și atât și sistem de picurare peste tot, nu mai îmi bat capul. Acum asta e, o să las furtunul aici între biloanele astea, că eu am o rupere de presiune, un cap de furtun. Deci pică pe coloană, pe tot sistemul de picurare și afară și în solar. Fiind presiune mare în pompă, am lăsat să rupă și să bage chiar aici, pe biloanele astea de porumb. Și le-am mai rupt la jumătate. Dar una peste alta e că se vede frumos rândul. Nu e el drept, l-am mai și întors vântul ăla, dar nu mai are bălălăul ăla pe care l-avea. Aici arată frumos locul ăsta și greblat. Iar dacă o să pun folia, sper să nu mai dau de iarba asta, că îmi vine ceva. Aici am cap de coloană, așa că până aici pot să mai fac ce mai fac. Bine că am terminat în solar și cu roșiile alea. Iar acum trebuie să punem coloana și că s-a pus căldura. Aia este. Dragilor, muncă e multă la țară. Dacă te gospodărești să lucrezi de dimineață sau cumva, e altă treabă. Așa că ce a fost greu, încă am terminat. Am zis că vă mai fac un vlog și vă mai arăt și altceva, vă arăt o surpriză, dar probabil că e în vlogul viitor. Noi continuăm. Pisicule, lasă-mă că m-ai făcut numai păr, tata. Numai păr m-ai făcut. Hai.